Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când s-a făcut ăsta, euro, babițe! Astăzi la ora de criptom, Cât de urât arată ecranul în momentul de față. Toată piața este pe roșu cu câteva excepții. Bitcoin la aproape 60.000 de dolari, Ethereum la 4.200 de dolari și toate altcoinurile sunt pe roșu. Se mergem prima dată pe Bitcoin pe 4 ore și vedem că Bitcoin a scăzut chiar și până la 58.600 de dolari prin această codiță. Și în momentul de față, pe 4 ore suntem sub EMA Ribbon. Și vă spuneam ieri că dacă Bitcoin pierde suportul acesta important de 63.600 de dolari, unde în trecut a ținut rezistența aici, aici, a ținut suportul aici și de când l-a spart de acolo, când a închis sub Bitcoin s-a dus pe sani în jos până la 58.000 de dolari. Și hai să închidem EMA ribbon prima dată. Și hai să vă arăt unde este cel mai important prag pe care trebuie să-l urmărim în momentul de față. Și Vedem cu această linie roșie. Aici este pragul cel mai important pe Bitcoin, deoarece este volumul cel mai mare de tranzacționat. Și vă spuneam în videurile precedente că am stat foarte mult prin zona asta de 60.000 de dolari în ultimele săptămâni și s-a creat suport foarte important pe aici. Rămâne de văzut dacă Bitcoin va sparge suportul acesta puternic pe care l-am creat prin zona de 60.000 de dolari. Dacă Bitcoin va închide pe 4 ore sub 60.000 de dolari cu o candelă sub uh, și sub rezistența asta roșie, atunci Bitcoin s-ar putea să se ducă foarte mult jos, s-ar putea să meargă până în 54-55 de dolari, deoarece până acolo nu prea este volum, da, vedem aici, volumul nu este foarte mare până acolo, 54-55 de de dolari. Mare atenție, pe 4 ore când suntem sub EMA Ribbon, uh, cel mai probabil ne vom corecta și ne corectăm chiar în momentul de față. Și pe RSI suntem sub uh, RSI, suntem pe la vreo 30, chiar la 27, sub uh, sub 30 și ne-am putea poate să facem un bounce de aici, da? Puțin să mergem în sus și după aia poate și mai jos. Mare atenție la Bitcoin deoarece uh, are potențial să meargă mult mai jos dacă va sparge și 60.000 de dolari. Deci țineți ochii la 60.000 de dolari. Și dacă mergeți pe candela de zi, vă reamintesc tot timpul când suntem, pe candela de zi peste EMA Ribbon suntem bullish și trendul este ascendent. Dar odată închis sub EMA Ribbon pe candela de zi ne pierdem din putere și Bitcoin s-ar putea să devină bearish din bullish în bearish pe candela de zi. Și când suntem pe candela de zi bearish urmează scăderi mari. Cum s-a întâmplat aici? Am fost câteva închideri de zi sub EMA Ribbon, ne-am corectat, ne-am revenit dar nu am avut volum. Iar de acolo Bitcoin când a închis sub, de aici s-a dus într-o corecție mai lungă. Mare atenție la Bitcoin și uh, să vedem ce o să facă. În momente ca astea trebuie să așteptăm să vedem o direcție clară, deoarece uh, nimeni nu știe încotro va merge. Oricât de bun ar fi, trebuie să așteptăm să vedem dacă va închide sub 60.000 de dolari și implicit sub 58.400 de dolari. Este nivelul de urmărit pe candela de zi. Dacă va închide sub 58.000 400 de dolari prin zona asta, atunci Bitcoin s-ar putea să corecteze mult mai mult. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Bitcoin și. Care este părerea mea în momentul de față? Este că trebuie să așteptăm o decizie clară. Nu cred că acest bull market se termină în momentul de față. Nu cred, cred că va mai dura puțin, dar este doar o corecție mult mai drastică în momentul de față, deoarece toată lumea a fost pe long. Sunt și uh, ceva știri negative pe piață. Uh, dar cred eu că ne vom reveni în următoarele săptămâni, cel puțin până prin decembrie, cred eu că vom avea un nou all-time high. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Bitcoin. Să mergem pe Ethereum. Și pe Ethereum vă spuneam de acest suport, de această linie și vă spuneam că odată închis sub suport, Ethereum s-ar putea să corecteze destul de bine, deoarece a urcat parabolic, a urcat vertical și când se întâmplă asta, de regulă se corectează destul de bine. Da, hai să mergem un pic în trecut, la fel ca și aici. Nu știu dacă este foarte concludent. Un pic în trecut. Prin aprilie-mai. Da, tot la fel. Vertical s-a dus. Vertical, iar mai apoi când a închis sub suport, a retestat și de acolo s-a dus foarte mult sus, foarte mult jos. Nu cred că se va întâmpla același lucru cu Ethereum în momentul de față, adică să mergem chiar până aici jos la 2500 de dolari. Nu cred. Dar dacă punem IMA ribbon pe 4 ore, bineînțeles, suntem sub EM ribbon, ne-am putea corecta și mai mult. Pe candela de zi, încă suntem în EM ribbon. Atâta timp cât suntem în EM ribbon, mai avem câteva șanse pe Ethereum de bounce de aici. Dar dacă va închide sub 4060 de dolari, dacă va închide pe candela de zi sub, atunci s-ar putea să corecteze, să devină Ethereum într-un downtrend, să devină bearish pe candela de zi. Mare atenție cum se va închide candela și pe Ethereum. Și pe week, încă nimic de îngrijorat. Dacă ne uităm pe un time frame mai mare, da, am văzut una, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candele verzi pe candela de week și doar una roșie. Da, deci este o corecție sănătoasă, cred eu, până în momentul de față. Dacă și Bitcoin merge sub 60.000 de dolari și Ethereum sub uh, 4000 de dolari atunci s-ar putea să înceapă o corecție mai mare. Dar până atunci trebuie să așteptăm să vedem încotro merge piața. Dar hai să vorbim și de câteva lucruri pozitive. Sand două candele de 4 ore s-a dus până la 3.30 de la 2.50. Sand a decolat pur și simplu și momentul de față este la rezistență, la 3.14. Dacă trece de acest prag și implicit de 0.786 pe Fibonacci, Sand s-ar putea să meargă să testeze all-time high de 3.44 și, și cred eu că îl va testa în zilele următoare sau săptămâna următoare. Dar cred eu că foarte repede va urca, deoarece când Bitcoin a scăzut atât de mult și vedem Sand a explodat în momentul de față și cred eu că va depăși all time high-ul precedent și o să meargă în Fibonacci extins după ce va depăși uh, 3.44 și următorul target după ce depășește 3.44 va fi 4.30 și după 4.30 undeva la 5.80, poate, poate, poate va ajunge până aici sus. SAND în momentul de față arată foarte bine, volumul este destul de mare are foarte mari șanse să crească în continuare. Sand foarte bine și pe candela de zi. O codiță destul de lungă și de aici merge în sus. Și rămâne de văzut cum va închide Sand pe candela de zi. Dacă va închide peste 3.20 va avea cea mai mare închidere din istorie și de aici poate să meargă în Fibonacci extins. Și nu uitați de cursurile noastre de pe ora de crypto.ro reduse la 50% în luna noiembrie și se pot cumpăra cu cardul sau cu PayPal direct de pe card. Să mergem și pe mana. Mana pe 4 ore la fel arată bine. Pare că vrea să urmeze traiectoria sandului și a spart rezistența în momentul de față. Trebuie să așteptăm să vedem cum se va închide această candelă peste o oră. Volumul este destul de mare și și mana ar putea să meargă destul de bine în sus. Dacă punem un Fibonacci de la all time high de aproape 5 dolari până la cel mai scăzut prag pe care l-a avut aici la 2.22$ Vedem că este la rezistență în momentul de față, rezistență care a făcut, care a ținut-o destul de bine aici pe mană, la 3.25. Dacă va închide peste 3.25 pe canela de 4 ore, poate să meargă repede până în 3.60, iar mai apoi aici își va da examenul la 3.88 mană. Dacă va depăși 3.88, la fel are foarte mari șanse să meargă în Fibonacci extins, să meargă spre 5$ dolari și spre 6.62$ până la finalul anului sau poate cine știe, poate în următoarele săptămâni. Elrond uh, s-a corectat bineînțeles altcoin acum foarte mult urmează Bitcoin, dar vedem Sand și Mana cumva în momentul de față urcă când Bitcoin scade. E-Gold în momentul de față a, avut, a scăzut chiar până la 284. momentul de față este sub EMI pe 4 ore, s-ar putea să se corecteze mai mult. Pe candela de zi încă ține EMI ribbon Atâta timp cât îl ține este bine pe Elrond. De îngrijorat este când va scădea pe la 266 de dolari, dacă se va întâmpla asta. Pe VET, VET ne-a stricat, bineînțeles, Bitcoin lucrurile. Mergeam în sus, dar în momentul de față este din nou la rezistența anterioară și să vedem dacă de aici va face un bounce. Pe aici, pe la 0.15, pe la 15 cents. Dacă de aici va face un bounce și va merge în sus sau va merge sub uh, suportul în momentul de față. Să mergem și pe beta și, și eu am cumpărat beta uh, și încă aștept să urcem deoarece am văzut această divergență be, uh, bullish în trecut și asta am văzut-o și aici, o divergență bullish și încă vedem o divergență bullish. Deoarece prețul este în scădere, RSI-ul este în urcare și faceți DCA și pe beta dacă ați cumpărat pe aici pe la semnalul meu de la 1.40-1.50 și cumpărați și acum și vă se duce prețul mai jos și astfel când va urca vom fi în profit mult mai repede. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!